Astăzi este sâmbătă 22 iunie 2013 și mă aflu în municipiul Râmnicu-Vâlcea, în crescătoria maestrului emerit columbofil, domnul Ion Avram, pe care îl salut și căruia am luat puțin mai devreme un interviu. Și trebuie să recunosc acum, pentru vizitatorii site-ului nostru, că am avut deosebită plăcere și surpriză să-l întâlnesc aici, pe unul dintre marii campioni columbofili ai României. Este vorba despre domnul Oprea Florentin. Vă salut, domnul Oprea. Bună ziua și bine ne-a regăsit. Bine ne-a regăsit. Sincer vă zic, după o perioadă mai lungă nu ne-am revăzut. Nu mă așteptam să vă întâlnesc aici. A fost o surpriză deosebit de plăcută pentru mine. Și acum vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea de care dați dovadă acordându-mi acest scurt interviu. Pentru început, o să vă rog să ne spuneți, domnul Oprea, câteva cuvinte despre cum a renăscut crescătoria dumneavoastră după acel accident nefericit care s-a întâmplat în urmă cu ceva vreme. Știu că v-ați pus repede la punct, v-ați șters repede cu buretele, v-ați închis acolo toate supărările și rănile, da? Și ați purces pe un nou drum. Ați luat-o practic de la zero, dacă nu greșesc, e adevărat? Cu siguranță trebuie să depășite toate momentele vieții, sunt încercări ale vieții pe care trebuie să le depășim. Eu zic că am depășit momentul acela critic, nu am luat-o de la zero pentru că mi-au rămas rămâne de reproducție, am mai scăpat și ceva zburători. Rezultatele deja au început să apară. La primul concurs de fond am avut primii 4 porumbei în primii 10 pe club, respectiv 1, 2, 6, 7, un rezultat destul de bun. Deocamdată la al doilea concurs de fond nu s-a făcut clasamentul, dar s-a stat destul de bine și acolo. Așteptăm etapele mai lungi și cred că o să fie destul de bine. Timpul o să rezolve cu siguranță pe toate, pentru că orice columbofil matur și care e experimentat cunoaște că columbofilia nu se face într-un an, doi, ci porumbei nu se le fac într-un an, doi, ci în mai mulți ani. Dar materialul, cu siguranță, o să-și pună cuvântul. E o surpriză plăcută, noi nu ne-am mai revăzut de foarte mult timp. Întâmplarea a făcut ca la data asta să fiu la bunul meu prieten Avram. Ne-am contactat telefonic, am înțeles că are o etapă de fond. Dificilă, da. Dificilă, dar foarte bună pentru el. Porumbelul favorit i-a venit și... E fericit, acum trebuie să facă cinste, nu? Cu siguranță. Și la toată lumea. Un băiat deosebit, un foarte bun columbofil. Domnul Oprea, columbofil în adevăratul sens al cuvântului. Știe să câștige și știe să și piardă. Știe să și piardă. Ca să câștigi prima dată, trebuie să înveți să fie. Am pierdut și eu la viața mea extraordinar. Domnul Oprea, o întrebare scurtă. Ați rămas același crescător împătimit de fund și maraton. Din câte știu eu, zborurile noastre favorite la ultimele interviuri pe care vi le-am luat acasă la Finta și concursurile la care am participat, pentru că am participat la niște sosiri în direct, dacă vă amintiți, erau concursurile de fond, maraton, concursurile dure, adevărate. Ați rămas același împătimit pentru astfel de concursuri? Cu siguranță. Sunt iubitorul de porumbei adevărați, porumbei care se evidențiază și cred eu că evidențiarea se face doar la concursurile de fond și maraton. Și trebuie să vând puțin și din casă. Dacă sunt la Vâlcea asta și e sâmbătă și de ce era concurs, nu am concurs de fond sau maraton. Avem unul de demifond și ne-am permis să plec acasă, să ne mai relaxăm puțin, avem nevoie și de odihnă. Sigur că da. Programul e foarte solicitant. Pe partea columbofilă colaborați cu prietenul nostru, cu domnul Avram? Mai faceți schimb de porumbei? Da? Cu siguranță. Avem ce să schimbăm, materialele sunt bune și de o parte și de alta. Și... Exact. Eu cred că doar prin colaborare se pot face... Prin prietenii și fără bani. Da. Banii nu rezolvă tot. Da. Nu? Da. Și v-am spus într-un alt interviu, să ai șansa să dai peste cineva care ți-e apropiat și care îți dă cu inima deschisă și îți oferă un porumbel de calitate. De calitate, exact. Și moca, cum să zice, fără bani, nu? Bine. Dai bani mulți pe multe hârtii și impresii. Zburați în aceeași federație amândoi, nu? Da, aveți și pe anumite categorii, aveți rivalități sportive, să spunem de așa, da? Toate, așa nu se poate. Domnul Oprea, cum se prezintă rivalul dumneavoastră din punct de vedere sportiv la această oră? Da, cum are porumbei? La această oră, destul de bine, dacă nu foarte bine. Da. De multe ori s-a întâmplat să fim
la mai multe categorii pe podium. Știu, da? Adică el primul, eu al doilea, ori primul eu și el al doilea, sau poate 2-3. Dar e o plăcere să stai lângă astfel de oameni. Niște competitori adevărați. Exact. Da. Oameni serioși, foarte pasionați. Exact. Și o ultimă întrebare, domnul Oprea. Spuneți-mi, vă rog, de la 2013 urmăriți vreun anumit rezultat, vreo anumită categorie, ceva, vreun... având în vedere că ați pornit totuși cu un lot tânăr, nu? Cu ce numeric ați zburat anul ăsta, de exemplu? Anul trecut, pui... având în vedere că n-am mai avut maturi, a trebuit să țin mai mulți pui, nu neapărat toți de super calitate, am luat la câțiva prieteni. V-ați mai adus? Toți, vreau 100 și ceva am început, lotul destul de mare, dar nu de foarte, foarte bună calitate. Nu aștept rezultate de excepție, pentru că, exact cum am spus la început, porumbeii sunt tineri, ori să zboare la fond, să zboare și în baraton, cu timpul se vor evidenția. Și e știut că am jucat mai mult pentru porumbeii mei favoriți și cei care îi apreciez foarte mult sunt porumbeii care repetă performanță, nu doar într-un an. Deci palmarasele sunt, zic eu, punctul forte al oricărui crescător de calitate. Ca o paranteză, și eu apreciez cel mai mult porumbeii care fac palmares. Consider că ăia sunt porumbeii adevărați. Porumbeii cu constanță în timp, nu? Exact. Și e porumbeii, că acum a nebunit toată lumea. Droguri, visează droguri, a nebunit. Da. Toți numai asta visează, ați înțeles? Un columbofil care reușește să facă an de an performanță cu un porumbel la palmares, după cultura mea generală, ăla nu poate să fie stimulat, fiindcă organismul cedează. În timp, da. În timp. Și eu zic că ăla e un porumbel deosebit și un crescător care, urmăriți întotdeauna crescătorii care au palmares. Pentru mine, columbofila asta face cel mai mult. Domnul Oprea, dacă mai îmi permiteți o întrebare, după problema care s-a întâmplat atunci cu pierderea porumbeilor și v-ați păstrat numai femele sau ați avut norocul să rămână numai femele, v-ați mai adus masculi tot din liniile dumneavoastră vechi, de la prieteni pe unde mai aveați dați, pe unde mai... Adică baza actualului lot de porumbei de fond și maraton din crescătăria noastră a rămas aceeași sușă de porumbei, aceeași... Cu siguranță, primul lucru care l-am făcut, mi-am adus acasă porumbei care au mai fost împrumutați de la prieteni care au fost dați, i-am luat înapoi și am început să mai au porumbei din linii adevărate, la crescători adevărați care i-au selectat bine. Eu cred că doar așa, exact cum a afirmat și prietenul meu, porumbei au fost perioade când am dat foarte mulți bani și rezultatele au fost zero, iar din porumbei care i-am luat de la prieteni, deci pentru o colaborare, au fost rezultate extraordinar de bune. Și sunt de ideea, bine, acum fiecare, doar crescătorii care se află într-un anumit punct își permit să împrumute sau să ia de la alți crescători. Pentru început trebuie să îi facem investiții. Toți am cotizat la timpul nostru și, da, mă rog, asta e regula de bază. Da. Plus de asta vă dați seama că s-a acumulat multă experiență și acum și ochiul și mâna și simțul care ăsta e unul nativ. Și experiența doar șlefuiește puțin. Și baza unui crescător sunt simțurile care sunt native, lăsate la natură și nu se pot... Ele se pot doar perfecta, nu se pot... Cumpăra. Da. Da. Exact. Eu vă mulțumesc foarte mult, stimați domn, pentru amabilitatea acordării acestui interviu columbofil. Mi-a făcut plăcere și vreau să te felicit ca o dată, da, paranteză pentru site-ul tău. E singurul site pe care îl urmăresc cu cea mai mare plăcere. Bagi frumos acolo și un banc și o chestie frumoasă. Încercăm și să diversificăm. Singurul care administrator de site, care zi de zi aproape vii cu ceva nou. Celelalte site-uri din România, mai stai vreo 2-3 zile și deschizi și tot aceeași. Foarte multă muncă, într-adevăr. Eu te felicit, multă muncă. Pasiunea e mare. Și soții tot așa. Vă mulțumesc mult. Eu țin să vă felicit pe amândoi, pe unul pentru realizările în ceea ce privește site-ul și pe linia cu limbofile, dar... În principal pentru site? În principal pentru site, pentru că aici sunteți un campion în România și cred că rivalizați și cu cei după afară. Vă mulțumesc. Și pe prietenul meu că astăzi cred că a încheiat o categorie și e campion național, să fie sănătos. Da, mulțumesc. Mulțumesc mult. Cu stimă, stimați domn, vă mulțumesc încă o dată. Toată inima. Din toată inima. Dacă dați, mă
mă dau cu dinții. Ce mai bun. Vă mulțumesc și mult succes în continuare, vă doresc. Salut, o zi bună.